Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul emisiunii noastre avem invitați oameni ai misiunii care se implică în promovarea ei, în administrarea ei, dar de asemenea ne bucurăm să avem din când în când misionari, acei oameni care sunt departe pe câmpul de misiune și fac ca Evanghelia să se extindă, să ajungă la popoare care n-au auzit-o până acum. În anumite situații este mai ușor pentru noi să-i prezentăm și să prezentăm imagini din locurile în care ei slujesc. În anumite situații trebuie să fim mai atenți, pentru că ei slujesc în țări în care riscul de a fi prinși acolo lucrând, de a fi arestați, este deosebit de mare. Și atunci, în anumite situații, nici măcar nu amintim țara în care slujesc acești oameni. Așa este cazul și astăzi. Îi avem invitați pe Daniel și pe Simona. Bine ați venit la emisiune! Ei slujesc într-o țară din Asia Centrală. Încercăm să nu amintim numele acestei țări, dar de asemenea dorim să împărtășim cu dumneavoastră slujirea pe care ei o fac acolo și este una extraordinară. Daniel, Simona, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Aș vrea să împărtășiți chiar de la început cu ascultătorii noștri modul în care Dumnezeu v-a chemat. Încep aproape de fiecare dată, atunci când iau interviuri misionarilor, cu acest aspect al chemării. Pentru că știți și voi și știm și noi că fără o chemare de la Dumnezeu nu poți să reziști pe termen lung pe câmpul de misiune. Poți să mergi într-o aventură scurtă de o săptămână, de două săptămâni, te întorci acasă, dar să reziști an la rând pe un câmp de misiune, mai ales unul dificil, este imposibil fără o chemare. Deci, cum v-a chemat pe voi Dumnezeu la misiune? Deci, spunem bun găsit, mulțumim pentru invitația dumneavoastră la emisiune. Slujeam în biserică ca și muzician, slujeam la cor, la pian, la închinare. Și am auzit despre o conferință, conferința Romiscon, care urma să aibă loc în Suceava la biserica noastră. Nu aveam niciun interes de a merge la această conferință, mă gândeam că e pentru altcineva, nu pentru mine. Dar totuși în ziua în care începea această conferință am decis să participăm și noi ca familie la această conferință. Aici am avut parcă primul contact direct cu ceea ce înseamnă misiune și astfel Dumnezeu ne-a făcut, să zic așa, prima chemare sau ne-a vorbit pentru prima dată în mod direct pentru o anumită țară, țara în care de fapt locuim și slujim acum. Cum a fost în cazul tău, Simona? Da, deși a fost foarte brusc, o schimbare totală în viața noastră, a fost un pas foarte important, un pas nu foarte ușor, să zic. Și când Daniel mi-a spus în prima seară că despre decizia lui, am fost un pic, nu știu cum să zic, am fost surprinsă, dar am lăsat moale când am văzut că el continuă și continuă cu acest gând de la Domnul. M-am rugat și am venit înaintea Domnului în mod direct și am cerut Domnului un răspuns. L-am întrebat pur și simplu și am zis: Doamne, care e planul tău? E foarte important pentru viața mea, a fost totdeauna să știu că suntem în voia lui și că ascultăm de Dumnezeu. Și atunci, într-un moment foarte special, Dumnezeu m-a umplut de pace și a fost un da de la Dumnezeu, un da nu direct prin cuvinte, dar prin pacea și siguranța care am avut-o eu în inimă. Am știut sigur că este voia lui Dumnezeu și am mers înainte împreună ca și familie, am continuat acest vis de a merge mai departe în misiune. Veniți din Biserica Philadelphia, din Suceava, Betel, Rădăuți, acestea sunt bisericile care stau în spatele vostru, susținându-vă în rugăciune, financiar. Care a fost reacția liderilor din biserici, reacția familiei voastre când au auzit despre planurile de a pleca misionari?
Da, deși am primit de la Domnul această chemare în acea seară, nu am mers direct să spun tuturor, bisericii, familiei, despre intenția pe care noi avem de a urma și de a merge în, să slujim în această țară. Am stat și am așteptat confirmarea lui Dumnezeu prin diferite lucruri. Și în următoarele zile, în următoarele săptămâni, am avut din nou această confirmare că Dumnezeu ne cheamă și în același timp și ne pregătește pentru a merge să slujim în această țară. Bisericii nu i-a fost ușor să primească vestea aceasta, având în vedere că slujeam activ în cadrul bisericii. Nu i-a venit a crede pentru început și ne-a lăsat să vedem până unde putem merge cu ideea asta. Familiei, de asemenea, bineînțeles, nu este ușor pentru o familie ca să știe că cei dragi sunt plecați departe de casă și mai ales că nu în vestul țării, ci în estul lumii. Și deși le-a fost greu să accepte, bineînțeles, ne suportă decizia luată ca și familie și se roagă pentru noi, ne încurajează, ne susțin, se roagă, sunt cu noi și simțim lucrul acesta. De asemenea și din partea bisericii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu aceste două biserici în mod deosebit, care stau și se roagă și simțim că sunt partea lucrării lui Dumnezeu cu noi acolo în acea țară. Dincolo de chemare, un lucru foarte important este echiparea, pregătirea pentru misiune. După ce ați înțeles chemarea Domnului, ați plecat imediat, aș putea spune imediat, la Constanța, la Centrul Român de Studii Transculturale, pentru a vă echipa. Ați stat acolo mai bine de un an de zile. Acum, privind în urmă, ați putea să ne spuneți dacă echiparea joacă într-adevăr un rol foarte important în lucrarea unui misionar, care au fost beneficiile concrete pe care le-ați avut în urma echipării voastre? Dacă să fim la o școală și pentru că am fost acolo, putem vedea beneficiile directe în viața noastră. Dacă ar fi fost după, eu știu, gândurile familiei sau bisericii, ei s-ar fi așteptat ca după două săptămâni să fim deja în țara aceasta. Dar credem că această călăuzire a lui Dumnezeu de a merge la o școală de misiune pentru a fi pregătiți ne-a ajutat foarte mult. Am avut posibilitatea să stăm, să fim instruiți, să ascultăm, să stăm de vorbă cu oameni care au fost și sunt implicați în mod direct cu misiunea externă, oameni care din experiența lor ne-au spus într-un fel la ce ar trebui să ne așteptăm. Și a fost într-un mod deosebit foarte bine ca să fim acolo. Și chiar schimbarea de la Suceava la Constanța a fost un ajutor foarte mare pentru noi ca și familie, învățați într-un singur loc sau în casa noastră. Schimbarea asta de un an, o tranziție, când copilașul nostru avea doar 9 luni, am mers acolo și ne-am adaptat, ca apoi peste aproape 2 ani să ne putem adapta într-o nouă țară, o nouă cultură. Și... Deci ați recomanda întotdeauna cu căldură celor care vor să plece pe un câmp de misiune să se pregătească, să se instruiască corespunzător. Asta îi va ajuta să evite multe greșeli pe care le-ar putea face fără o pregătire corespunzătoare. Sigur, asta vorbim noi de multe ori fiind acolo, pe câmpul de misiune, ce ar fi însemnat pentru noi ca să ajungem în locurile acelea fără pregătirea pe care am avut-o la această școală. De multe ori spuneam că n-am fi înțeles diferențele culturale care sunt, nu am fi înțeles dezamăgirile sau depresiile care, șocul cultural la care oricare om mutat din cultura lui în altă cultură va avea de oricum de trecut prin aceste etape.
Așa că îi mulțumim lui Dumnezeu și sugerăm oricui vrea să ajungă într-un astfel de loc, de a sluji undeva în alt context cultural, de a se pregăti, de a sta, de a-și lua acest timp care este benefic și ajută în timp. Se vede în timp. Se vede în timp. Care sunt proiectele principale în care sunteți voi implicați în această țară din Asia Centrală? Sigur că pentru a sta acolo, a primi viză, nu puteți să vă afișați peste tot, suntem misionari trimiși din România. Trebuie să vă implicați în proiecte umanitare, sociale, care să permit obținerea vizei. Dar dincolo de tot acest pachet este o lucrare spirituală în care voi sunteți implicați. Care sunt proiectele importante și cele care vă ajută să stați acolo, dar și cele care ajută la creșterea Bisericii lui Hristos din această țară? Avem proiecte pe care noi le numim într-un fel spirituale, care este lucrarea propriu-zisă, dar și acele proiecte umanitare prin care avem posibilitatea să primim viza, dar pe care în același timp le declarăm că sunt și acele proiecte spirituale, atâta vreme cât noi considerăm că facem orice lucru ca pentru Dumnezeu. Pentru a avea viza într-o astfel de țară, avem nevoie de a fi implicați într-o organizație umanitară, acolo suntem voluntari și primim viza pentru că ne ocupăm de două proiecte. În mod deosebit avem proiectul de săpare de fântâni pe care îl coordonez prin deciziile pe care le luăm financiar, rapoarte și practic propriu-zis săparea efectivă a fântânilor. Într-o astfel de țară, nevoia de apă, într-o țară secetoasă, într-o țară în care este și scump să se facă o fântână, oamenii nu-și permit, este foarte mare nevoie de o apă curată, o apă bună. Proiect care de asemenea ne dă posibilitatea ca să ne implicăm în relațiile cu oamenii, să putem să stăm și să ne rugăm împreună cu ei, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru apa pe care El ne-o dă, și avem posibilitatea apoi să stăm de vorbă cu unii oameni, să povestim despre apa vieții. Cât costă un astfel de proiect, o fântână? Poate că sunt credincioși care vor să susțină un astfel de proiect. Da. Pentru o fântână săpată undeva la 40 de metri ar fi costul între $1,300-$1,500. Și sunt multe comunități în această țară care nu beneficiază de apă, nu au apă bună, potabilă. Da, avem, sunt oameni care de fapt consumă zilnic apă pentru mâncare, pentru băut, chiar dintr-un păreaș care trece pe lângă casa lor. Cineva spală haine mai sus, ei beau de aici. Sau este o apă oricum infectată. Simona avea un exemplu care da, l-am văzut la copii. Da, într-una din zile când niște copilași au fost la noi acasă sau... am observat odată că ea a plecat afară, a luat din ceva de afară o apă foarte murdară și a început să bea. Și am fost foarte mirată. Mi-am dat seama că ei sunt obișnuiți să facă asta și apoi am încercat să le spun și să le dau apă curată, dar ne dăm seama cât de mare nevoie este de aceste fântâni și uneori ei, chiar copiii, merg pe jos câte jumătate de oră cu găleți și aduc o apă din locuri bune de apă. Am întâlnit locuri în care oamenii stăteau la o simplă fântână cu pompă ore la rând ca să poată să ia apă și apoi s-o duc undeva pe un munte încă jumătate de oră doar de urcat cu acea apă. Nevoia este mare. Noi nu ne putem imagina, trăind într-o țară în care există abundență de apă,
cât de defavorizați sunt alți semeni ai noștri și cât de prețioasă este pentru ei apa. Care sunt alte proiecte în care sunteți implicați acolo? Avem un anumit trib la care ne implicăm odată cu acest trib. Sunt oameni simpli, crescători de animale, umblă din loc în loc, nomazi sunt. Oamenii aceștia au trecut printr-o situație dificilă din cauza instabilității păcii în această țară și de asemenea și seceta care a fost în ultimii ani. Iar de asemenea, pe lângă că îi ajutăm să se refacă, să poată să aibă ce mânca și a da copiilor ce mânca, avem un proiect la ei cu, prin care încercăm să ajutăm copiilor să se alfabetizeze, să știe să scrie, să citească. Iar la acest proiect avem un profesor angajat care zilnic merge la ei 2 ore, predă 3 obiecte, în care încercăm de fapt să aducem undeva copiii aceștia la posibilitatea de a citi, cu speranța că în viitor vor avea și Cuvântul lui Dumnezeu care vor putea să îl citească. Deci susțineți acest proiect în acest grup etnic mai mult de la distanță, din umbră. De ce nu puteți să fiți mai mult implicați în acest proiect? Acest grup, acest trib, se află undeva la o distanță de 80 de km de orașul, localitatea unde noi suntem. Și ca să mergem în afara orașului este extrem de periculos din cauza grupărilor teroriste și este foarte dificil de a călători în țară, pe sate. Zonele din afara orașelor mari sunt controlate de aceste grupuri. Și interzise pentru noi. Interzise. Reușim să ajungem acolo. Am fost cu copiii și i-am vizitat, s-au bucurat foarte mult, dar destul de rar. Și uneori, o dată pe lună, îi putem vedea. Vorbeam de apă. Cât de importantă este? Noi avem din belșug și ei nu au. Și iată, am ajuns să discutăm de pace, cât de binecuvântați suntem că avem cadrul acesta în țara noastră, să fie pace, să fie liniște, libertate. Și voi slujiți în această țară în care este dificil să călătorești 20-30 de kilometri în afara orașului pentru că nu există siguranță. Dincolo de aceste proiecte care vă ajută, facilitează obținerea vizei, tu, Daniel, ca și muzician, înțeleg că ești implicat într-un proiect special de a compune, de a crea muzică pentru Biserica Domnului care se naște acum în această țară. Unul dintre invitații pe care i-am avut la conferința de misiune din România, Don McCurry, spunea un lucru foarte interesant și vreau să te întreb dacă este valabil. El spunea că musulmanilor le pot spune orice sau aproape orice prin muzică și poezie. Dacă le spui aceleași lucruri prin mesaj, s-ar putea să te omoare. Dar dacă pui aceste adevăruri în muzică sau în poezie, le poți comunica aceste adevăruri. Este adevărat? Este foarte adevărat că oamenii, poporul în care slujim, iubesc foarte mult muzica și poezia. Au un anumit stil de a recita, felul în care sunt aranjate versurile. Cred că îi atrage și îi face să treacă peste diferențele de exprimări religioase. La fel și prin muzică. Muzica cântată pe înțelesul inimii lor poate să deschidă oportunitatea de a vorbi oamenilor mesaje noi, mesaje despre mântuire. Și fiind acolo,
Da, acesta este unul din proiectele la care lucrăm, de a compune cântări pentru acest popor. Nu există oficial biserică, nu este recunoscută biserica în acest stat. Este foarte greu ca să spui că ești creștin sau localnic, dar creștin. Și cei puțini care sunt, se întâlnesc în diferite grupulețe care au nevoie de și de cântare. Și noi știm, ca și Biserică Românească, ce înseamnă cântare pentru noi și ce potențial are pentru îmbărbătarea, zidirea noastră a credincioșilor. Și pentru că știm că e important ca să cântăm și să avem cântări pe înțelesul lor, și mă refer la muzică, încercăm să facem muzică potrivită cu zona, cultura lor. Nu putem să aducem doar cântări din Europa, din vest, și să păstrăm melodia, muzica și doar să traducem versurile. Stăm și scriem și compunem cântări împreună cu cineva localnic de acolo. Și prin harul Dumnezeu am putut iarna trecută să înregistrăm încă 10 cântări. Câte anul aveți trecut, în total? 16 cântări, 6 pe un CD am înregistrat anul trecut, anul acesta încă 10, și continuăm să lucrăm la acest proiect. Puteți observa diferența de dintre cântările compuse acolo, influențate de muzica locală, și cântările traduse din Occident, sunt mai bine primite de către localnici? Care este feeling-ul? Cred că da. Aș face comparația asta cu ceea ce am simțit eu când am mers acolo. Învățat cu muzica clasică, muzica europeană, vestică, mergând acolo, nu am putut să înțeleg linia melodică a lor. Nu puteam să îmi însușesc melodiile, cântările lor. La fel aș spune că este pentru ei. Ca să asculte ei o muzică europeană, vestică, americană, nu ar putea să înțeleagă și ar respinge-o din start. Noi am făcut efortul ca să înțelegem și să ne apropiem de muzica lor. Știind că dacă stăm să cântăm pe înțelesul lor, va fi primit și mesajul, că de fapt asta e intenția noastră, de a transmite un mesaj prin cântările pe care le cântăm. Și aceste cântări sunt înregistrate și apoi distribuite în aceste grupuri de casă. De ce aceste grupuri de casă sunt atât de mici? Care este motivul pentru care credincioșii de acolo nu se pot întâlni în grupuri mai largi? Atunci când un grup se întâlnește, încearcă să nu se întâlnească în aceeași zi a săptămânii sau la aceeași oră, să nu se facă o frecvență prin care să fie detectate că sunt aceste întâlniri. Este deosebit de periculos ca să fie descoperite aceste grupuri. În mod deosebit este dificil pentru un localnic să se știe că de la religia oficială a statului se convertește la creștinism. Sau este deosebit de periculos pentru noi ca să se afle că noi avem activități religioase într-o țară în care noi nu avem dreptul de a ne exprima convingerile în fața oamenilor. În felul acesta, pentru că nu este biserică oficială, există biserica subterană în care încercăm în ascuns să facem toate aceste lucruri. Cum arată o astfel de întâlnire, Simona? Bărbații se adună separat, femeile separat? Da, deci pentru mine de la început a fost o încurajare să-i văd că se întâlnesc, în primul rând bărbații. Deci pentru mine partea mea deocamdată este să fac ceai, să pregătesc camera, să le pregătesc ceai, prăjituri sau și uneori mâncare pentru ei, dar
E foarte încurajator să-i aud cântând, cum se roagă. Pot să zic așa, partea mea, deși a fost în privința aceasta, doar în primul rând mâncare și uneori mai închideam geamurile, mi se păreau că se roagă un pic prea tare și aud vecinii sau... Dar a fost încurajator să-i aud cântând, cântări cunoscute, cântări care le are Daniel pe CD și îi auzeam cum se întăresc, se îmbărbătează. Pentru că ei sunt un grup etnic foarte religios, nu au în concepția lor o întâlnire mixtă, bărbați și femei împreună. Deci ei doar în cadrul familiei, dacă vin ca și familie cu noi, nu e problemă să fim împreună la masă. Deși unii dintre ei mai strict tot preferă femeile într-o cameră, bărbații într-o cameră. Chiar dacă merg la o nuntă, orice, în public, femeile sunt într-o cameră cu copiii și bărbații în altă cameră. În casa noastră așa au loc întâlnirile, de obicei, bărbații. Copiii noștri, pentru că sunt băieți, sunt foarte încântați să fie la întâlnirea cu bărbații, eu doar în bucătărie. Dar credem și ceea ce noi ne rugăm este ca în timp acești bărbați puternici, cum le spun eu, bărbați puternici și foarte duri, Dumnezeu să le schimbe inimile și încet, încet ei se deschid și înțeleg că înaintea lui Dumnezeu egalitate și Dumnezeu vrea ca să fim împreună, ca și familie. Ei sunt încântați să vadă o familie cu copii venind împreună, cântând, dar sunt încă, din cauza culturii, sunt încă destul de strânși. Dar am avut o zi frumoasă în care am avut cina Domnului și din cauza că un bărbat localnic a venit cu soția și cu fetița, am vrut să fim împreună. Și când am luat cina, am fost toți împreună și a fost deosebit de bine. Și credem că Dumnezeu va deschide ușile în privința aceasta. Una din strategiile noastre, din gândurile noastre pe care le avem, este să atingem familia ca și întreg. Și prin aceste invitații familie cu la familie, cum ar fi să invităm familiile unor localnicilor la noi, este mai ușor. Apoi încercăm să avem o lucrare în privința copiilor. Și acum ne rugăm pentru anumite lecții biblice, tot așa, culturale, și prin care să putem să atingem întreaga familie. Deci, fântâni, un grup etnic pe care încercați să-l ajutați în alfabetizarea copiilor, creați muzică în limba acestui popor, ce altceva mai faceți, în ce altceva mai sunteți implicați, Daniel? Gândindu-mă la ce impact ar putea sau are radioul sau media în cultura noastră, mi-am dat seama că și în această cultură un radio creștin ar putea avea un impact deosebit. Gândindu-mă doar la ideea asta, am fost dezamăgit pentru că mi-am dat seama că într-o astfel de țară nimeni nu mi-ar da o licență pentru a face un radio cu mesaje creștine. Dar Dumnezeu mi-a pus un gând, o idee pe care încet cu încet am dezvoltat-o și în ziua de astăzi reușim ca să ducem prin radiouri mesaje creștine în casele localnicilor. Cum faci? Cum procedezi? Practic ducem radioul cu tot cu mesaje între oameni. Un radio cumpărat normal din bazar, punem în interiorul acestui aparat pe un card, cititor de card cu transmisie FM, apoi îl închidem, îl dăm oamenilor, ei când îl deschid, îl privesc ca un radio normal, dar au posibilitate pe lângă frecvențele care sunt în oraș transmise să asculte și aceste mesaje care sunt acolo în limba locală. Ei practic nu știu cum este acest radio, de unde vine această frecvență suplimentară. Dar ne rugăm în același timp ca să fie, știm că poate fi o lucrare cu impact,
dar ne și rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, protecție în felul în care distribuim și pe mâna cui ajunge, și Dumnezeu să ne ocrotească, pentru că riscurile sunt mari. Voi aveți nevoie de protecția Domnului în acest, în acest proiect, pentru că... Pot să zic că e unul dintre cele mai grele, cele mai stresante proiecte, pentru că pentru mine, văzându-l pe Daniel uneori cum pleacă din casă cu astfel de lucruri, chiar cărți și de astea, îl aștept acasă foarte mult și mă rog, dar până ajunge acasă, până îl văd din nou în casă, e un moment foarte greu. Și astea uneori ne solicită foarte mult din noi, ne epuizează foarte mult. Dar credem că Dumnezeu, și asta mă rog totdeauna, și ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și cui să le dea, unde să le pună, că nu, e foarte, nu le putem da în mână unui om. Trebuie să găsim tot felul cam de idei. Cam câte ai distribuit? Ai un număr? Cam câte? Unde? Aș putea spune în jur de, eu știu, la 50 de familii câte un radio. Și este un proiect în dezvoltare. Da. Poți să fii ajutat și de români în acest proiect? Și cum? Da, sigur. Dacă, bineînțeles, toate aceste radiouri costă. Dar apoi, dacă cineva, eu știu, un tânăr ar fi dispus ca să slujească pe un termen limitat, o lună de zile, două luni, ca să meargă să facă un astfel de proiect, să lucreze, ne-ar fi de mare ajutor. Nu trebuie să cunoască multă electronică, eu nu sunt electronist. Și ar fi o lucrare în care s-ar putea implica foarte bine. Deci, în primul rând, să fiți susținuți în a cumpăra cât mai multe materialele, aparate, și apoi cineva să vină să te ajute în modificarea acestor aparate, în așa fel încât ele să emită și mesaj creștin. Mă întorc, Simona, spre tine. Cum este să crești copii într-o astfel de țară? Voi aveți doi copii. Dumnezeu v-a binecuvântat cu doi copii. Ați plecat cu unul și între timp Dumnezeu a mai adăugat familiei încă un copil. Da, pot să spun că primele luni, cam primele 7 luni în țară au fost grele, foarte grele. Și cultura. Nu ne-a fost greu să ne adaptăm la cultură, în sensul ne-am îmbrăcat cum trebuie, asta nu a fost dificil, și alte lucruri, dar clima, situația țării, pot să zic că ne-a afectat destul de mult, în sensul în care nu putem ieși cu copiii într-un parc, le lipsesc bunicii, rudele, nu avem locuri frumoase unde să ieșim cu ei, și asta pe mine ca și mamă pot să zic că m-au durut, deci chiar mi-a fost greu să-i văd că nu... Îți crești copilul, da, oarecum într-o închisoare. Da, într-un fel, da. Da, cu toate că încet, cunoscând țara, oameni, prieteni, cred că lucrurile se schimbă. Acum, și pentru că avem doi copilași, anul trecut am ajuns cu al doilea copilaș, Darius, avea aproape 3 luni. Iarăși a fost o perioadă dificilă, foarte, destul de grea, pot să zic așa, pentru mine, pentru că orice tânără mamă, eu cred că se confruntă cu multe greutăți, când îți copiii mici, nu dorm noaptea și multe. Asta e normal pentru mine ca și mamă, dar alte lucruri care vin pe lângă, fiind într-o nouă cultură, nouă țară, nu, pentru mine, așa, să zic, psihic, nu am unde ieși. Trec uneori, am murat 10 zile, 8-10 zile și văd că îmi petrec ziua în casă. Nu, poate, mai avem prieteni, e normal, mai avem prieteni, acum avem și o familie de vecini care e destul de des localnici, care vin la noi. Și o mare binecuvântare pentru Timi, pentru că e vârsta în care, la 4 ani și jumătate, în care ar vrea toată ziua să fie cu copii, dacă se poate. Și asta a fost foarte important, că ei au venit, s-au jucat, au început să învețe limba, stau și pur și simplu se joacă în mediul lor. Ne rugăm pe viitor să... Cred că asta e cea mai mare problemă. Pe lângă faptul că nu merge la o grădiniță normală, ceea ce l-ar ajuta foarte mult să se dezvolte social, în privința asta ne confruntăm puțin, să-l vedem între copii, că se joacă și un copil crește normal, da.
dar ne rugăm în viitor să avem cât mai mulți prieteni pentru el. Este într-adevăr un mare preț pe care îl plătiți ca să fiți acolo și să slujiți Domnului și noi apreciem asta. Nu este absolut deloc ușor și de aceea vreau să vă întreb, pentru că sunteți oameni, nu sunteți îngeri, sunteți oameni. Ați avut și momente de dezamăgire, ați avut momente în care v-ați gândit, terminăm, ne ducem acasă, este greu, este imposibil, nu mai putem continua. Și ce v-a făcut totuși să continuați, să mergeți mai departe? Sigur că suntem oameni și ne extenuăm, ne epuizăm. Nivelul de alertă la care suntem acolo este foarte ridicat, ceea ce face ca trupul nostru efectiv să se obosească mult mai repede decât într-o altfel de stare, de loc, de situație. Ceea ce ne face ca să continuăm este convingerea puternică de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și gândindu-ne la început, ne aducem aminte de momentele în care, în mod clar, concret, Dumnezeu ne-a vorbit nouă ca și familie despre lucrarea aceasta și asta ne ajută să continuăm. Apoi ne aducem aminte de momente în care Dumnezeu ne folosește și ne-a folosit în lucrarea în care suntem acum. Asta ne dă curaj, ne dă energie, ne dă putere ca să înaintăm. Ați avut momente în slujirea voastră de câțiva ani în această țară în care să experimentați puterea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, să vedeți minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu voi, lângă voi și care să vă întărească din nou convingerea că sunteți la locul potrivit și că puteți merge mai departe? Sigur, ar fi multe. Cred că Simon ar putea spune ceva despre copiii da, noștri. Da, pentru că suntem acolo cu familia, cu copilașii noștri. Ne dorim să le fie bine, să nu le se întâmple niciun rău. E foarte important să știm că Dumnezeu este alături de noi. Și chiar acum în iunie, înainte de a veni noi în țară, am mers cu copiii la casa vecină, la niște colegi. Trebuia să pregătesc ceva în casă și la colega noastră de la parter, i-am spus lui Timi, te rog să mergi, nu, că să rămâi jos. Și el mi-a zis, nu merg în casă, că sunt scorpioni. Eu i-am zis, Timi, dar nu sunt acum scorpioni. Mergi și rămâi aici, că eu merg sus. Și nu a vrut. Doamna care locuia acolo a insistat de foarte multe ori și l-a rugat, Timi, vino cu mine în casă. După multe, multe refuzuri, le-am spus. Și de obicei el nu e așa, de obicei nu e așa. Deci el mergea în casă la acea doamnă fără probleme. Și în ziua aia, un pic dezamăgită, i-am spus, Timi, mergem acasă, dar să știi că nu e prea frumos să refuzi așa de mult. Dar dimineața următoare, când m-am întâlnit din nou cu acea doamnă, așa mulțumită mi-a spus, vai, așa de mult mă bucur că Timi nu a intrat în casă la mine, pentru că exact sub fotoliu, unde l-aș fi pus eu pe Timi, a fost un scorpion mare și ea s-a speriat foarte tare, a țipat, a reacționat pentru că ea a fost mușcată, înțepată de un scorpion și se temea foarte tare. Și atunci am observat cum prin lucruri mărunte Dumnezeu ne păzește și nu lasă ca un astfel de incident să se întâmple ca să-l... Deci putea să îl afecteze foarte mult pe copilaș. Și prin asta vedem cum Dumnezeu e bun și chiar ne păzește. Și m-am încurajat foarte mult că și în viitor Dumnezeu poate să se folosească de un copilaș pentru binele familiei noastre și de ce nu pentru minuni sau alte lucruri frumoase care se pot întâmpla. Prin refuzul lui categoric de a nu intra în acea cameră. Și asta a fost un lucru frumos, da. Dumnezeu le vorbește, călăuzește, inspiră, orchestrează toate lucrurile. Exact, da. Da. Ori de câte ori ieșim din casă, stăm și... suntem conștienți de pericolele care ar putea să se întâmple, să fie. Odată ieșeam din casă să merg la aeroport să iau pe cineva care urma să vină în țară.
Am mers în locul unde era parcată mașina, am dat, am pornit și când se ies paznicul locului de acolo, se bagă în fața mașinii și începe să spele geamul. M-am gândit, dar acum aș vrea să ajung în timp la aeroport. Mă grăbesc. Chiar, da. Bineînțeles, s-a făcut foarte, foarte rapid. Eram bucuros că acum aveam claritate mai bună, dar o și plec. Peste câteva, doar la câteva străzi, după ce am ajuns într-o stradă principală, am trecut un control de poliție și în fața mea am văzut foc cât am putut vedea cu ochii și apoi o bubuitură foarte puternică. Am realizat că în fața mea a avut loc o explozie și când m-am gândit distanța cât era până la explozie aceea, era doar distanța cât a stat acel paznic și mi-a șters geamul. Și am dat slavă lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte și m-am gândit la rugăciunile pe care cei din țară se roagă pentru noi și i-am dat slavă lui Dumnezeu pentru protecția Lui, ocrotirea, binecuvântarea Lui acolo în acele locuri. Mi-aduc aminte când ne-ai scris și ai împărtășit cu noi despre acest eveniment care te-a marcat, te-a șocat. Câți oameni au murit atunci în acel atentat care a avut loc? Acum, în presa locală și internațională se vorbește mult despre străinii care au murit, dar chiar acolo au fost 8 străini care au fost prinși în acea explozie. Și puteam să fiu eu și încă o persoană care era în mașină următoarei 2. Dar mulțumim Dumnezeu! De obicei sunt afectați foarte mult localnici în astfel de explozii. Și asta nu prea se știe, dar oamenii sunt răniți, sunt distruși prin astfel de... Dar, da, e o situație grea. Avem prieteni localnici care ne-au povestit cum ginerele a murit într-o explozie. Soția lui, adică fiica acelui prieten, era însărcinată și bebelașul și a murit în acea explozie. Și se auzim asta fiecare tot timpul. Aproape fiecare familie a pierdut pe cineva drag în ultimii ani. Da, în război, da, de în 30 atentate. De ani este război în țara aceasta și fiecare familie are urmările acestei stări de conflict. Ca și oraș, noi vedem o stare normală. Ei merg, cumpără, mănâncă, merg. Dar în spate, de multe ori, este tot ceea ce frica, că la orice pas se poate întâmpla ceva. Și în ciuda acestor dificultăți, a războiului, a insecurității, iată, peste câteva zile sunteți gata să vă reîntoarceți după o scurtă perioadă petrecută în țară cu cei dragi. Ce vă determină să mergeți din nou? Ce vă cheamă din nou în această țară? Știm că Dumnezeu a început o lucrare pe care încă nu a terminat-o și așteptăm glasul lui Dumnezeu ca să știm când este timpul să ne retragem. Știm că nu este simplu și vorbind atâtea, despre atâtea ce se poate întâmpla într-o astfel de țară, dar știm totuși că în centrul voii lui Dumnezeu suntem cei mai siguri. Ni s-ar putea întâmpla în România un lucru asemănător în care să murim într-un accident sau alte lucruri. Dar credem că Dumnezeu încă mai are de lucru cu noi, deși ca și situație locală, acolo 2014, următorul an, este un an în care oamenii se așteaptă mai mult la rău sau cel puțin din cauza unor alegeri electorale, din cauza altor lucruri care se vor întâmpla în acest an, tensiunea crește și asta o simțim și putem spune că în acest an simțim că avem nevoie mai mult de rugăciune și de suportul celor de acasă și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea călăuzire ca să știm când vrea El ca să înaintăm și când să stăm sau când să ne retragem și
Ne rugăm pentru înțelepciune. Nu vrem să facem ca un lucru pornit de la noi, din curajul nostru, din voința noastră, ci vrem să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și știm că Dumnezeu ne poate ajuta în privința asta. Pentru oamenii care nu înțeleg chemarea lui Dumnezeu puternică în inimă, ceea ce faceți voi este o nebunie. Pentru voi este o chestiune de ascultare și de supunere în voia lui Dumnezeu. Timpul a trecut așa de repede. Ne oprim și eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația să fiți cu mine, cu noi, cu telespectatorii la această emisiune. I-am avut cu noi, stimați telespectatori, pe Daniel și Simona, misionari într-o țară deosebit de periculoasă în Asia Centrală. Aș vrea să le promitem că ne rugăm pentru ei, că îi susținem, că suntem aproape de ei. Ei sunt mâinile bisericii din România, întinsă cu multă dragoste spre alte națiuni. În speranța că și această emisiune v-a făcut plăcere, vă aștept cu multă dragoste și cu bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Și nu uitați, vestea bună este cu adevărat bună dacă sosește la timp.